haideți să facem aluatul pentru plăcintă. Pentru asta avem nevoie de un pahar, un ou, am pus un ou în paharul ăsta. Bat bine, după care paharul dat îl umplu cu apă, apă la temperatura camerei, așa, în alt pahar voi pune o lingură oțet de masă, care îl folosiți în casă, așa, și o lingură ulei. Eu pun de o floare soarelui. Așa. La fel le bat puțin și îl umplu ca și primul pahar cu apă. Așa, îl adaug aici cu ouul nostru, cu apă. Și acum încet, încet, am uitat să zic, să punem sare, așa că ține 3 dește și zahăr, după dorință, zahăr și sare. Încorporăm cu făină. Până la frământare, nu se ține pe degete. Nu așa stare, l-am frământat cu lingura. Acum am să iau să-l frământ puțin cu mâna și îl las să se odihnească apoi. Cam așa s-a primit la noi aluatul. Acum am să-l tai, să-l fac bulini, ca de foaie. Așa. Spun ce fac cu el. Îl întind puțin. Mai bine să întind cu ulei.
uite așa, le întind puțin și îl pun într-o farfurie. După care adaug ulei, sucul prin tot și așa așa toate foile mele și le las să odihnească vreo 15 minute. După care le întind cu mâna. Așa. Așa mult, las aluatul nostru 15 minute să odihnească. Așa, au crescut 15 minute foile noastre. Pun o față de masă specială care o am pentru plăcintă. Dăm puțin ulei. Punem brazul nostru. Nu întindem să rupi foaia noastră de plăcintă. Ну, то что мы вертим. Что-то вот оно, яичко. Плачинка ностра. Лисаем 10 минут с кряска. După care o dăm cu ulei și o dăm la cuptor. Am
cresc cu 10 minute și acum le dăm cu ouă. O bătut va ajunge pentru toate placentele. Așa și merge la cuptor. Cuptorul prea încălzit.